Primul lucru la care vreau să vă gândiți și pentru care vreau să vă mulțumesc este că v-ați implicat în acest proiect, că l-am făcut împreună să devină o realitate, că ați format Dreapta Unită la Maramureș. V-am urmărit la transporturi pentru că e unul din domeniile care ne dor pe toți. Și mi-a părut extraordinar de rău că am văzut că s-au pornit lucrurile, s-au demarat și felicitările să le ia alții. Am început cu 5 mașini de cusut la noi în Timnița. Din 91 deja am început, cam așa. După aia am închiriat un spațiu unde am ajuns până la 70 de oameni. Și aveam un client care era foarte mulțumit de ce produceam noi, ca și calitate și termene. Și a zis, eu vă dau bani ca să puteți produce mai mult, să vă dezvoltați și o să-mi dați bani. Așa ne-a dat banii cu care am cumpărat clădirea asta, fără nimic scris, fără dobândă, dar pe cuvânt de om. Valoarea expresiei pe vorbă de om este cu atât mai importantă într-o politică în care avem un premier care minte cum respiră. Avem un partid PNL-ul care minte cum respiră, care a spus că nu va mări taxele, un președinte care minte cum respiră. Când a fost Maramureș o zonă defavorizată, ăla a fost momentul în care noi ne-am dezvoltat, deci ne-am cumpărat practic aproape toate mașinile. Am avut 5 ani scutire în care noi practic ne-am dezvoltat până la nivelul că am ajuns competitivi. Doamna de mai devreme din industria textilă ne spunea că și-a dezvoltat afacerea atunci când Maramureșul era zonă defavorizată, adică nu se plătea impozit pe profit. 5 ani de zile. Atât i-a trebuit să-și crească afacerea. Și ar putea să se întâmple lucrul ăsta până la urmă aici în Maramureș, să existe din nou acele facilități fiscale care să atragă investitori. Sunt lucruri atât de simple. Ce ne-a dat nouă țara atunci, deci ne-a dat în aia 5 ani, a primit înzecit de la noi în următorii 20 de ani. Suntem județul care are 0 km de drumuri rapide după 35 de ani de democrație. Suntem în continuare județul din nord-vestul României care are 0 parcuri industriale funcționale. Și asta doar din cauza guvernărilor locale PSD și PNL din ultimii 35 de ani. Au demonstrat faptul că n-au guvernat local în interesul nostru al băimărenilor, ci în interesele lor personale și pentru afacerile lor. Și de aia, mulți dintre noi din sala asta suntem prezenți în politică, suntem aici la acest eveniment, pentru că vrem să schimbăm lucrurile astea. PNL-ul a votat împreună cu PSD-ul aceste taxe și impozite. N-au ieșit la suprafață fără un vot a celor care se credeau liberali. Astăzi, țara o duce prost și noi o ducem prost din cauza liberalilor care s-au vopsit în roșu. Suntem într-o perioadă foarte grea. Noi lucrăm numai pe sistemul lor. Pantalon de 200 de euro, am avut și de 400, deci de brand. Se produc în Portugalia, în Croația, în Ungaria. Deci cu ăștia suntem noi la concurență. Dările noastre pe salarii sunt foarte mari. Avem cea mai mare taxare a muncii comparativ cu vreo 16 țări și mai ales sufocă salariile în zona care nu sunt atât de mari. Dumneavoastră, câți angajați aveți? Noi avem, ne menținem la ce am avut maxim, 240 avem. 240 de angajați? Am generațiile care într-adevăr am pornit de jos și am muncit. Am muncit greu și mie îmi place ce astea fac. Trebuie odată să încingem, odată și odată trebuie să încingem. Dar nu sunt șanse. Sunt, doamne. Eu chiar vreau să fiu. Brian candidează la primărie, candidatul nostru la primărie. Doamne ajută să fie cu noroc. Să sperăm că și câștigăm și iese ceva mai bun în țara asta. Așa sperăm, așa nu, pentru asta muncim și luptăm. Eu aici mă regăsesc. În USR, în Alianța Dreapta Unită, chiar mă bucur că suntem mai mulți și dacă nu se adună puterea, adică voturile într-un coș mare, nu se pot da rezultate. Mulți dintre noi ne-am asumat această luptă pornind de la niște idealuri, de la niște valori în care credem, încercând să facem mai bine pentru comunitățile noastre.
Sunt convins că băimărenii vor oferi o nouă șansă orașului în data de 9 iunie, votând pentru primăria Baia Mare și Consiliul Local poziția 9 pe buletinul de vot. Sunt convins că energia bună și pozitivă și entuziasmul lui Brian și a domnului Dan Ivan sunt ingrediente care pot motiva oamenii să ne acorde încrederea cu toată deschiderea. Șansa este de partea noastră. Nu poți deturna voința oamenilor. Și România nu-i mai vrea. Și România vrea modernizare. Asta ne spun toți oamenii de pe stradă, chiar și cei care încă nu sunt convinși că merg la vot, chiar și cei care încă nu au auzit mesajul nostru sau nu i-au convins. Ce faceți? Pizza? Pizza. Padine? Pizza, mini pizza. Acolo ai coca pregătită? Aici am coca. Aici. Așa? Asta e pentru mini pizza. Cu ce făină o faci? Fac cu o făină, făină Sartori. E prima mea încercare cu 3 zile acasă, de-aia zic, adică te întreb. Foarte tare, să înțeleg că ești pasionat. Mi-am făcut, mi-am făcut cu Maia Minciuga. Maia, da. Sos de roșii pe aia și ce mai zice pizzaiolo să punem. Păi e foarte bună. Îți spun că de la un amator de pizza. Dacă nu-i bună, e foarte bună și tu bate acolo că este principiul antreprenoriatului, nu e... Ăla e ciolacul care crede că îl plăti pe gratis. Eu știu că e muncă în spate. Numai cine nu știe, crede că e doar flu-flu așa, știu că muncă e. Caravana Alianței Dreapta Unită este în această dupămoasă în Dej, alături de Alina Meșter, candidatul nostru la primărie. Alina, pregătește această candidatură de, aș vrea să zic, 2 ani, dar poate 4? Chiar 3 jumate, 4. 3 jumate, 4 ani. Ăsta e un oraș frumos, un oraș cu potențial, care, din păcate, a decăzut sub o conducere de peste 20 de ani. Și oamenii vor, bineînțeles, schimbarea, vor modernizarea, adică ce încercăm noi să aducem în toată țara. Îmi doresc ca dejenii să producă schimbarea în acest an, să iasă la vot, mai ales tinerii și cei în vârstă, pentru că și pentru ei putem să facem multe. Așadar, în 9 iunie vă așteptăm la vot și votați Dreapta Unită pentru primar și USR pentru Consiliul Local. La vot ieși? Crezi că da? Ok, și de votat e hotărât pe cine votezi? Același. Mersi mult de tot. Mult succes. Mulțumesc.